La Tedeumul oficiat astăzi în Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Inie Tăzviteanul din Caransebeș au participat credincioși, dar și autorități. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. La 1 decembrie suntem datori să ne adunăm în biserici și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra poporului român. Din cele mai vechi timpuri până astăzi, pentru că istoricii creștini recunosc că poporul român este o minune. Românii au rezistat aici secole de-a rândul înconjurați de imperii. Moșii și strămoșii noștri s-au rugat neîncetat. Și iată rugăciunile înaintașilor ne-au ținut stăpâni peste aceste meleaguri. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Într-un mod firesc, Sărbătoarea Națională a României este cinstită aici, la Caransebeș, la Catedrala Episcopală, din anul 2018, de la centenarul Marii Uniri. Aceasta pentru că acest oraș și Banatul, la modul general, a avut o contribuție esențială ce privește Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și păstrarea identității naționale de până atunci. Iar exponentul acestei mișcări de identitate națională și de unitate națională a fost și rămâne pentru bănățeni și pentru Biserica Ortodoxă Episcopul Elie Miron Cristea. De aceea, în fața statuii Episcopului Elie Miron Cristea, care binecuvintează noua Catedrală Episcopală din Caransebeș, credincioșii și cetățenii toți din municipiul Caransebeș se întâlnesc pentru a serba, cum se cuvine, acest ideal măreț care ne adună și astăzi la oaltă și care ne arată în fiecare zi bucuria și frumusețea de a fi români. Astăzi, chiar dacă nu e cea mai frumoasă vreme, nu e ce ne-am dorit, cu toții simțim românește, este ziua noastră, să ne zâmbim unii altora, să fim buni unii cu alții. Și așa cum spunea și Preasfinția sa, la finalul cuvântului pe care l-a avut în catedrală, să facem din ziua aceasta o zi de fiecare zi. Adică în fiecare zi să ne spunem nouă înșine că este ziua României. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Lucian și primarul municipiului au depus flori la statuia Episcopului Miron Cristea și la crucea identității naționale. În încheiere, ansamblul Junii Gugulani au prezentat o suită de dansuri tradiționale din Banatul de Munte, iar grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului și Adela Jurchescu au susținut un concert de cântece patriotice. Oh,